Ședința ordinară a Consiliului Local Sighetu Marmației va avea loc în 31 iulie de la ora 14. Pe ordinea de zi se află 13 proiecte de hotărâre care urmează a fi supuse votului aleșilor locali. Primul proiect se referă la încetarea de drept a mandatului de consilier local al lui Botizan Lucian Crinel. Consiliul Local Sighet va vota și rectificarea bugetului local al municipiului Sighetu Marmației pentru anul în curs. Pe ordinea de zi se află și proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție aferente proiectului de investiție modernizare strada Bobâlna. Un alt proiect care va fi supus votului aleșilor locali sighedeni este cel privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor destinate închirierii pentru tineri devenite disponibile în anul 2024, construite de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Sighetu Marmației. Ședința de Consiliu Local este publică, iar ordinea de zi a ședinței este disponibilă pe site-ul tvsighet.ro.